Da, nu, cu bucurie am venit, am mai fost la podcasturi, am Stui, avut o reticență inaugurală înainte de vorbitorii, în ce m-am mai pețit și alții pentru podcasturi, la unele mi-a părut bine că m-am dus și m-am simțit foarte în largul meu, la unul m-am simțit foarte prost și a fost o probă de lașitate obligatorie din partea mea faptul că nu m-am ridicat și n am plecat. Nu, uh, putem să le bărfim sau? Uh, nu știu dacă are okay. sens, nu are sens, dar în orice caz era ianuarie, okay. uh, locul era pe seară uh -huh. uh, și locul era undeva departe la marginea de București și învecinat cu o pădure. Uh -huh. Și am spus până aia rost să fiu uh, erou și principial acum mai bine îl înjur în gând și îl șterg din cartea de imobil a cunoscuților mei, ceea ce am și făcut. Adică a fost ceva ofensator, care omului s-a părut o glumă de efect, mie mi s-a părut o mărlănie uh -huh. și asta a fost. Na. Dar în general, mie la podcast îmi place pentru că îmi place să dau din gură. Și atunci dacă mă întorci un pic cu chinii, jutez mă întorci cu cheia. O, o, îmi fixez un, un azimut și eu vorbesc. Da. Ceea ce nu-i neapărat bine. De ce? <laughs> lumea, când, mai ales în condițiile mele de quasi pe care mi-o reproșez eu mie. Adică intru ultima probă de cum să zic, de forțarea conturului, este când intru în librăria Humanitas de la Cismigiu, am o lansare la care trebuie să vorbesc, o fac cu toată plăcerea, și în fața intrării este un ecran pe care rulează tot felul de prezentări de carte ale unor autori Humanitas. Din când, când, drău, pără, din 8 din ultimele, la 8 da. din ultimele 10 intrări în librărie m-am trezit uitându-mă la mine. Da. Nu e foarte comod. Și nu, totuși, adică eu nu mă pescuiesc în reluări de emisiuni pe la ore mari sau mici să văd, ia cum arătam, ia ce am spus. ce deștept am fost, ia să mai văd o dată. Nu, nu fac Nu, fac mai ales că nu știu cât mi-am de trăit adică există mize mai interesante decât să mă uit la mine. Plus că, nu știu, apare peste tot. Pe asta spun și la Asta spun. Era un eveniment, așa, odată. Da, a fost și. Momentul ăsta, la un, cândva în trecut, când aparițiile mele erau rare, uh, binevenite, acum sunt dese. Nu știu dacă mai sunt binevenite, dar dese sunt. Deci, uh... Și ți se pare, nu știu, te reușești să te bucuri de celebritate sau ți se pare apăsătoare? Nu, nu e apăsătoare. Adică cine spune că duce o grea povară a gloriei, mănâncă o încă grea Povară, da? Da, nu. Pentru mine cel puțin, nu știu, poate uh -huh. altceva o resimt n-am eu voie să vorbesc în numele altora, dar eu mă simt foarte bine așa, adică mă abordează lumea prin metrou sau prin tramvai, mă mai întreabă de una de alta, de obicei mă întreabă dacă a fost penalti. Serios? Da, în majoritatea cazurilor sau dacă am ceva cu Dinamo, n-am, n-am nimic uh -huh. cu nimeni. Uh -huh. Dar există și momente surprinzătoare și plăcute, în care sunt întrebat de o carte, în care sunt felicitat pentru o carte sau pentru o traducere, ce este și mai interesant, pentru că puține lume se uită la traducători. Corect. Da, M-am întâlnit acum, nu știu, doi ani cu cineva între blocuri, acolo unde stau eu în Titan, care mi-a vorbit despre fluturile negru și asta mi-a făcut o plăcere enormă, recunosc. M-am întâlnit cu un fotbalist între timp retras din activitate. M-a acroșat în benzinărie unde eu nu făceam plinul că n-am la ce, uh, luam dulciuri pentru ai mei, care da. trei trăiau pe vremea aia și mi-a spus că i-a plăcut cu inima spunsă din piept. Și, uh, și am simțit i cum mi se smulge inima din piept, chiar a fost o surpriză, sigur o surpriză grevată pe prejudecățile noastre că fotbalistul e idiot, de obicei, uh, nu citește absolut nimic în afară de ziarele de sport, dacă le-o citi și pe alea, uh, nu știe să lege două vorbe, își bate nevasta și așa mai departe, deci e o serie de uh, prejudecăți. Nu, știu destui oameni în domeniul ăsta care au ce spune, au ce povesti și care au și o haină gramaticală bună, întâmplător. Dar să revin, îmi place să fiu recunoscut și să mi se vorbească și să... Cu toată mi se mai cere și un autograf. am întâlnit, e primul răspuns de genul ăsta. Adică deci... mie nu-mi displace, de exemplu, și eu sunt păi, relativ da, cunoscut și... Da, da. dar... Păi ce să-ți displacă? Da, dar și să se uite lumea la tine în metro, mm. parcă pare e ciudat, nu? Sau cel puțin așa, mie, Acum, mie așa în pandemie, pare. am fost oarecum ferit, având da. mască, m-au recunoscut doar jumate. Dar nu, nu-i ciudat, mi se fac și poze. Păi și nu e un pic da. așa... Păi, nu e, dacă, dacă omul vrea să aibă o poză cu mine citind... Da. da? Uh, care pentru el nu pare ceva exotic să mă vadă pe mine citind. îi se pare exotic că mă vede citind în metrou. Da, da, da. Că da. el da. crede că eu am nu știu ce mașină cu care zbor pe drumurile patrei Nu, nu am. Da, da. Uh, alții vor să facă poze cu mine. Pe stradă sau în metrou sau mai știu, eu, pe scările nu știu care instituții. Foarte ok. okay. Da. Care cu, cu... Da. Uh -huh. Mă bucur că Ui. e cineva care poate să se bucure pe deplin de a, pe da, nu, nu, mie mi îmi place. Bun, s-ar putea să fie și o legătură zodiacală, habar n-am, ci că leilor le place să fie dorlotați, admirați, căutați din priviri, așa o fi, nu știu. Uh, o singură dată am fost com apostrofat, dar apostrofarea a fost rezultatul unei confuzii. Uh -huh. Chiar la mine, în stația de metrou, un cetățean s-a indignat că nu știu ce am zis de Craiova. Uh -huh. Și a zis, dar n-am spus nimic de Craiova. I-am zis eu, scuzându-mă aproape. Da. A. Păi da, te-am văzut la sport.ro, al altăieri te-am văzut și tu zici că nu mai sunt la sport.ro de 9 ani. Am Asa. fost toată de 9 ani, zic, cred că mă confundă și știu și cu cine. Radu El tutuindu-mă frivol, nu cu Radu Banci, nu, uhum. cu cineva cum stați. Uh, cu Marius Mitran, mă confund, Dacă care într-adevăr e suporterul Craiove și scrie des, des despre ei și uhum. cred că e și Craiovean, parcă așa țin minte, da. da. Uh, dar omului se pusese pata pe cineva, m-a văzut acolo, a văzut și mustața, a văzut și păr negru, iso, stai. Uh, da, um, -a cred -și că spună... nu-i convins nici în ziua de azi că n-am fost eu. Da, 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 da. Asta e. Păi să ne întoarcem în anii uh, 80. Ok. Uh, când De fiecare dată când vorbesc cu oameni din altă generație, uh, au senza senzația, uh, îmi spun că pe vremuri se citea mult mai mult. Că, nu știu, pe vremea... Uh, tinereților lor, oamenii tot timpul stăteau cu cartea în mână, că noi nu știm cum să da. mai pun, nu știm ce e o carte bună, mm -hmm. că uite. Da, da. treiu de caron, e o carte bună. <laughs> da. uh, și mie mi s-a părut întotdeauna uh, un mod de a, de a mă privi uh, de sus, uh, pe mine și pe cei din generația da. mea. Și, uh... E și o formă de paseism, să știi. Da. Sunt oameni instalați acolo în anii 80 le-au plăcut foarte mult anii 80 și idilizează până la un punct viața de, de atunci, că au o viață. Urâtă de tot. Da, e o viață grea, nu? Grea, ce comunism. nu și e câteodată periculoasă, depinde ce vrei să faci. Da. Și e adevărat că se citea mai mult? sau? Aici sunt două lucruri de spus, după părerea mea. Unu, cei care susțin lucrul ăsta trăiau și atunci într-o bulă, dar nu da. era bula de Facebook, era bula prietenilor și a cunoscuților. Și prietenii și cunoscuții erau uh, articulați în funcție de afinități. Una dintre afinități era afinitatea de lectură. Da. Prin urmare, tata, de exemplu, a fost un cititor vorace și avea prieteni care citeau pe rupte. Dar asta nu înseamnă că toată lumea citea pe La noi, în bloc, pe scară, eu știu oameni care nu dădeau deloc impresia că ar citi în timpul liber. Da. Prin urmare, asta ar fi o chestiune. Noi judecăm în limitele a ceea ce cunoaștem noi. Da, și despre e. restul doar extindem o bănuială, dar bănuiala e nefondată. Al doilea lucru este că dacă într-adevăr toată lumea ar fi citit mai mult atunci, asta se întâmpla pentru că variantele de loaziri erau foarte puține. N-aveai rețele sociale, n-aveai cablu, n-aveai HBO, n-aveai cluburi de jazz, n-aveai nimic, n-aveai dreptul să pleci în excursii dacă nu aveai niște poleți strălucitori pe umăr, adică pe mine nu m-a lăsat Partidul Comunist să plec în Bulgaria, la Velico Vorbesc serios, da, da, da. Da, prima soție a venit cu ideea să facem o excursie în 88. O excursie, uh, era, era excursie da. la O excursie în Bulgaria. Da. Cu trenul atingeam și Plodviv, cred. Aha. Dacă nu, cumva și Stara Zagora. Era ceva ambițios în orice caz. Și uh, a venit răspunsul autorităților și anume că tovarășa da, poate să plece, tovarășul nu, stă acasă. Și uh, am încercat să mă întreb de ce. Dar trebuia să-i ceri acordul cuiva să mergi până în Bulgaria? Dar a partid, nu, nu știu, era pe o chestiune de pașaport, de trecut granița, adică nu plecai ca acum. Nu, mi imaginez că nu ca. Nu. Dar Bulgaria era un stat comunist. Era păi da, și. Păi, și, <laughs> și Iugoslavia era. Înveț, și Iugoslavia sau. era stat comunist. Ea da. da. să fi încercat să mergi în Iugoslavia a, în anii știu, 80. Ce? Aveam senzația că din alte state comuniste puteai să te duci. Nu, sau... nu, nu. 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 Uh, ideea a fost așa. Uh, nu știu dacă avem timp. Da, avem timp. Uh, soția mea a făcut această uh, excursie, organizare de excursie cu trenul. Ca să faci. Atunci, în anul la 88, ca să faci o excursie afară, da. trebuia să faci una la intern. În întâi. Era varianta comerțului la pungă. Îți dăm un volum de micelia, dar și două conserve, Ce care au expirat, ok, dar da. asta e le ei. Da. Um, și excursie în țară. Și am spus, ok, facem o excursie la Neptun, Să zicem că e pe malul mării. A, ah, nu, nu. Faceți o excursie în țară unde zicem noi, unde vreți voi. Bine păi zic e cred. pe banii noștri, jur. Da. Da? E pe banii noștri, nu e pe banii voștri. Nu contează dacă vrei să vezi Bulgaria. Oh, wow. bun. Și am făcut o excursie uh, absolut căpiată și, mă rog, dizolvantă până la urmă, la Joaquim. Dar de, nu aveau locuri acolo? Nu erau uh, Trebuia să-și facă planul. Aha. Da. Și l-a făcut cu noi. Din am credințe. stat trei zile, țin minte, și acum, la hotelul Germisara din Gioagiu Băi, care da. acum cred că arată altfel, uh, atunci uh, nu avea apă curentă la fiecare etaj. Nu-ți nu bat câmpii, chiar așa nu, a fost. Nu, dar nu vine să cred. Este da, da, de... anii 80. Da. Uh, anii 80 spre sfârșit, când lucrurile deveniseră dramatice. Uh, la, pe fiecare etaj, din loc în loc, era cât un butoi, cât un hârdău. Cât acolo îți luai apă. Da, și da. făceai ce voi cu ea, mă rog. Eventual te și spălai, bun. Uh, <laughs> Așa, și am stat patru zile acolo în condiții precare. Ne-am dus la masă, că aveam masă asigurată, și ne-am pus într-un colț la o masă și a venit un chelner și a spus, asta, e rezervată. Păi zic, dar nu scrie. Da. Și ne-au trimis la aceeași masă cu doi, care erau bolnavi săraci în vârstă, venise la tratament, le cădea mâncarea din gură, E ceva de nepovestit, kafkian. Da, și-am făcut-o. Și asta de ce a făcut-o? Păi făcut excursia în țară nu ca în să în putem în pleca în Bulgaria. Nu, 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 asta cu masa, de ce a refuzat? Nu știu, nu, nu să știu, cred să... că vă cea parte din programul de șicanare, bănuiesc, nu, iesc, nu power știu. Power trip din asta. Da, 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 nu stați unde vreți voi, stați Incredibil. unde vă punem noi. Adică pur și simplu așa, da, din răutate pură. Da, 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 pentru da, da. la... că era, era goală sala de mese, da, erau da. trei mese ocupate și 20 libere. Fantastic. Și am văzut că ne la una din alea 20, nu. <laughs> Wow, da, wow. când o fi hotelul tău, atunci să stai unde vrei. E, și am făcut excursia asta, am plecat cu cicatrice pe suflet, Acum. că nu reziști da. Așteptând recompensa bulgară, da? Da. și într-o vineri după masă ne-a venit răspunsul: Sâmbătă și duminica nu se lucra. Da. Cu bună știință, vineri după masă, ca să n-ai timp să faci contestație în 48 de ore. Aia, dar treaba era lucrată, deci nu, nimic întâmplător. Alea erau timpurile, pentru cine regretă. Atenție, da, da. că mai sunt. Um, și tovarșul stă pe loc, tovarșa pleacă. Bun. Și zic, da, poți să știu motivul? Păi ce nu aveți buletin de Hunedoara, că era organizată prin oficiul de turism, oficiul județean Hunedoara, că prima mea soție era profesoară la orăștie. Nu aveți buletin de Hunedoara. Păi zic, nici soția n are. Uh -huh. Zic, ea are de Brașov. Păi ce da, dar dânsa lucrează în județ. Uh -huh. Da, continuă dialogul absurd, dar ați avut la dispoziție actele mele trei luni. Trei luni? Trei luni. Cu trei luni? Cu trei luni? da da, da, da. adică da, în trei luni nu v-ați dat seama că eu nu am buletin de Hunedoara, dacă n am făcut excursia la Gioagiu, a fost bun buletinul? atunci n-a mai contat că buletinul nu e de Hunedoara. Dar care era de fapt explicația? explicația? Am încercat și eu să găsesc explicație. Singura pe care am putut o găsi era că aveam eu 28 de ani, soția mea 27, eram amândoi profesori de engleză, nu aveam casă, nu aveam copii, prin urmare de ce puteam merge în Bulgaria decât ca să trecem mai departe la greci, a de ah, ah, Deci exista totuși, nu era Da, și-au și spus, nu, hai să ia, ăștia precis vor să plece, ia, hai să le ah, carotăm o... noi planurile. Da. Cre Cred, nu știu, asta e o bănuială, dar n-am altă explicație mai bună. Corect, și... adică măcar, măcar da. există o explicație. Și-a plecat, care. am încercat să mă întreb, dar de ce n-a lăsat-o pe ea acasă, partidul? Da. Bănuiesc pentru că ea era membru de partid, eu nu eram. Deci aveam toate aturile ca să rămân pe loc și am rămas pe loc nu vine să cred uh -huh. și să depui actele cu trei luni înainte să te duci în Bulgaria da, Mi da. Se pare aproape și se faci înainte de asta o experiență traumatizantă la George <laughs> <laughs> adică nu oricum da, those were the days, așa se spune. Uh, și -au fost, dar au fost și vremuri, cel puțin pentru mine, interesante. Uh, am văzut în podcastul vorbitorii Vorbitorincii, unde a fost invitat Dan Alexe, uh -huh. că ai fost coleg de armată. Da, el. da, da, așa ne-am cunoscut. Uh, ori e o coincidență incredibilă, uh, uneori în capul meu am senzația că oamenii speciali se nasc așa într-un fel de conglomerat, de se cunosc mm? toți unul cu altul și sunt așa o generație <laughs> de aur sau se învârt unul în jurul altuia. Da, cred că e un mare compliment ăsta Horia, dar erau oameni interesanți în seria aia de armată de pildă, da. pentru că erau concentrați oameni de, care făcuseră filologia în tot felul de centre universitare, veniserăși de la Timișoara, și de la Cluj, dar erau uh, la un loc cu noi și sportul. Deci noi am făcut împreună cu ah, sport, cei de la sport. Da, erau mult mai da. buni. Uh, erau mai buni la sport. Dar bă, așa nu știu ce se face ba, acolo. Dar ai scăpat că... de o plictiselă. Pentru mine a fost o școală absurdului și a plictiselii, cum nu sunt multe pe lume. Oh, lumea zice Imaginea că mea. să fii uh, uh, gând... <laughs> ai mei, uh, tata a făcut un test după ce am venit din armată, după ultima zi. Uh, uh, a intrat la mine în cameră după ce m-am trezit și am plecat nu știu pe unde. S-a întors decepționat. Tata a fost cândva uh, ofițer de carieră și i-a spus mamei fetiță: să știi că al nostru civil a rămas. Dic, nici după 9 luni de armată nu și-a făcut patul. <laughs> da, uh, da. în armată mi l-am făcut cu sfințenie, că altfel mâncam arest. Da, da. Uh, dar odată a ajuns acasă, m-am debranșat total. Uh, imaginea mea despre armată, pe care cred că am și povestit-o, este a unui zid de clădire spre care se îndreaptă niște scări, niște trepte de beton care s-o A, mm -hmm. Aia e armata, după da, mine. Povești, uh... Nu exista ușă, probabil că existase cândva, dar acum erau niște uh. trepte care nimereau într-un perete. Și am spus, nu asta e armata. Și, Dan, Alexe, am, am senzația că, <laughs> adică, el nu era macio rău de tot, așa, era foarte sexy uh... sau... Păi nu știu, acum între În 53 așa, de băieți, așa. nu știu dacă îți permis să fii sexy neapărat, că nu rezolvi nimic. Da, uh, nu, el era, era un era pic uh, era un pic uh, sfidător la adresa autorității instituite și instituționalizate. Nu era sfidător cu noi. Cu noi făceam mici glume de tipul azi a mama, cum da. a luat și pe mine la prelucrat, să vadă dacă recunosc da. Din um, nu, mai făcea mici exerciții de astea de bravadă, să spunem, cu ofițerii, adică îi saluta cu stânga să vadă dacă observă, evident că observau și le dau culcaturi. <laughs> uh, iar imaginea mea uh, foarte puternică despre Dan, atunci în armată, uh, este la o ședință de instrucție, am ieșit pe câmp să tragem, sau să ne facem că tragem, când el în veston avea manualul de latină de-a 12 mm -hmm. Asta mi-a rămas. Și asta am, am de crezut, de am de crezut că este așa o formă de făloșire, dar nu, 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 el se pune la punctul latină, de adevăratele. Da. da. adică el este prodigios, din punctul meu de vedere, este un om care știe enorm, da. vorbește nu știu câte limbi în care eu nu știu nici să tușesc, da, nu asta e problema, este opțiunea lui pentru spațiu caucazian mai ales, Um, e tobă de carte, e tobă de Joyce, printre altele uh, Știe enorm, repet da. uh, Are această pasiune a etimologiei pe care o invidiez Dacă nu știți, căutați uh, cabalincabul.wordpress.com da. da, și căutați și Dacopatia, ediția da. nouă Care Acum, are uh, cam 100 de pagini, dacă nu mai mult Despre povești etimologice da, și da, sunt frumoase. Sunt frumoase, sigur. Da. Deci, el era unul dintre personaje, Era și mai mic decât noi cu un an, culme. Pe urmă era Cristi Moraru, care acum e profesor în America. Acum, e de câteva decenii. A predat la Greensboro, nu mai știu acum unde este. Uh, a mai fost cu noi Dan Suciu, care din păcate a murit și care uh, urma să ajungă un poet foarte bun. Eu i-am citit niște versuri. Tudorel, Urian, criticul, a fost tot cu noi. Um, mulți au fost destui uh, destupați la minte, au fost și câțiva mici naziști în devenire, îl țin minte pe unul, țin minte doi, dar parcă nu le-aș da numele, uh, câțiva hâtrii, vreo doi, trei chiar mai timizi decât mine, pentru că eu eram un mormoloc pe vremea aia, și în general o improvizație ca zonă, pentru că noi n-am făcut armată propriu zis. Noi am făcut o grupă de serviciu, am tăiat vinete și cartofi, am mutat baze sportive într-un loc în altul, i-am mutat pe ofițeri din Avodar la Constanța și înapoi. Acestea erau muncile noastre. Dacă venea dușmanul, poate, poate, îl făceam să mă de râs, atâta tot, altceva nu cred. ai de atunci să fii scriitor? Uh, începusem să cochetez cu ideea de a fi traducător, nu scriitor. Eu am luat-o de la traduceri. Ce eram așa de atrăgător la traducere? Nu știu, dacă mă întreb așa, nu cred că era mare lucru. Pur și simplu cred că era... Adică era un model de traducător în cap? Vreau să fiu ca un... Nu, această... la, la 18 ani nu. Pe urmă, da, pe urmă mi-am făcut tot felul de, de proiecții legate de un model sau altul. Dar atunci, la 18 ani, pur și simplu îmi blăcea. Pentru că credeam că e un lucru care mi se potrivește... Dădusem un examen de admitere Eu am făcut armata după ce am dat admiterea. Da. Uh, și mi se părea că știind engleză și franceză, Asta ar fi o carieră interesantă uh, Sigur, cariera trebuia amânată Până se termina cu comunismul în România Pentru că trebuia să știi pe cineva Să-ți să deschide cineva o ușă la o editură din România Editurile nu erau multe pe vremea aceea Eu nici nu unde sunt uh -huh. Și cine sunt redactori, șefi și directori prin urmare, după ce am venit din armată și am început facultatea, am început exerciții de traducere, dar mai mult ca să văd dacă sunt în stare să duc o carte de la cap la coadă cu tradusul. Și mi-am ales, eu singur, două cărți sunt de greu de citit, nu mari, e adevărat, Apocalipsul lui D.H. Lawrence și uh, Room of One a uh, Virginia Woolf. Și l-am tradus desertar, pur și simplu ca antrenament. L-am publicat după 90-93. Și am mai tradus ceva, am mai tradus un tratat de naratologie al lui David Lodge, Language, Language of Fiction, limbajul, limbajul romanului, pe care i am tradus-o la Făget, unde eram profesor, în 87-88. Și ea a apărut în 99 la univers. Dar era antrenament, nimic altceva. I-am da. scris lui David Lodge. Uh, am da. <laughs> I-am scris lui David Lodge și uh, și-am spus și tatei după aia ce am făcut și pe la apucariu s-a spus, măi, tu ești un copil. De cum crezi că o să ajungă scrisoarea aia la David Lodge? Păi zic, dar n-am scris nimic periculos. L-am întrebat dacă am voie, că uite, îmi place cartea asta și aș vrea să o traduc. Da. Păi o da, iau băieții. Se pun o iau băieții, o citesc. Nu e nimic rușinos acolo, nimic infamant, da? O citesc, o lipesc la loc și o trimit. Și tu crezi că o să-ți răspundă? O zic, poate nu. Da. Dar dacă răspunde. Și a răspuns. Și a răspuns cu toată afabilitatea, lui neplăcându-i estul, așa, Uf. am aflat ulterior, uh, și mi-a spus că da, mi pare bine că e cunoscut în România, iar face plăcere să-i traduc eu cartea asta. Trebuie totuși uh, bifate formalitățile legate de dreptul de autor. Știe că România, fiind o țară comunistă, dreptul de autor va fi în blocked currency, adică noi îi vom da lui niște lei da. pe care el îi va pune la colecția de numismat, că altceva da, n-aveți da. să facă cu ei. Prin urmare, a fost foarte curtenitor, foarte ok și ne așteptat pentru mine. După care i-am mai scris odată că vreau să traduc Paradise News, era un roman al lui, pe care l-am și tradus cu Raluca Mihail, prietenă și colegă de facultate, și mi-a răspuns. Da, da, da. Din, adică nu, întâi a fost la Univers și după aia, odată cu plecarea Denise Comănescu de la Univers la Polirom, a preluat și o parte din portofoliu, inclusiv pe David Lodge. Mi-a răspuns și la aceea, și trebuia să ne și întâlnim în 2010 la trăgul de la Londra la o întâlnire ă, scriitorul și umbra lui. Era o întâlnire între noi cu public. Da. Și a erupt vulcanul în Islanda și s-a șistat tot. -a asistat. Da. Asta e. Nu Ne-am cunoscut pe alții. Spre rușinea mea nu m-am gândit foarte mult la traducători. Nu, și eu fac parte din categoria mm. de oameni care nu se uită cine a tradus. Nu Trebuie să uităm. Și de obicei, traducătorii sunt pomeniți dacă traducerea este prost. Nu dacă este bine. Da, Atunci că... se găsește cineva da. care să-i remarce. Uneori mă da. uit când este o traducere care e evidentă. De exemplu, la editura Omnium a apărut acum o carte Viața mea de pește. Mm. Ah, uh. da. Cred că am văzut am văzut cartea într-un stand, nu mai știu unde. Da. Și e scrisă de un negru care mm -hmm. a fost pește. În anii 40 și 50, Așa. în Argou. Uh -huh. Și eram, când o citești, îți dai seama că omul ăla a depus foarte mult efort da, doar știu. ca să pară că e de ceva... De acolo, da. Uh -huh. da. Și mă uitat și să văd... Și? Dar... Mai ți minte? Uh, Mihnea -a? Gafița. Ah, ok. Da. da, bun. Am fost colegi. Ah, <laughs> <A>, da? <laughs> da, am fost colegi de toate, de liceu, de armată, de facultate, de serviciu. Da. Da, că e, suntem de vârstă. Păi și aia. atunci, dacă, dacă ai visat să fii traducător, fără să ai un model anume, vreau să fiu ca omul acela. De exemplu, eu vreau să fiu ca Dan Alexe, personal. Da, îți <laughs> <re> succes. <laughs> uh, adică să... Va trebui să bei cu generalul Dudaev ca să ajungi ca Dan Alexe. Uh, nu. <laughs> na, nu. Nu cu prețul ăsta, na, da, înțeles. Da, nu, chiar, uh... Uh, nu n aveam un model anume și nu era un vis arzător să devin traducător. Pur și simplu mi se părea că mi -ar, uh, conveni, mi s-ar potrivi ca meserie și posibilă carieră. Uh, da, și... ai romanțat vreodată ideea asta de scritor în cap, așa să ai un... Da, 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 sigur. Că scritorul are tot felul de modele interesante. Vreau să fiu da. ca Hemingway, să lupt da, 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 să... da. Da, nu, 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 eu sunt pașnic, nu, n-aș vrea... Ce fel de model a fost? Uh, Duma. Da? Da, 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 da. Duma, care a avut o viață aventuroasă altfel da. și care a creat personaje. Adică eu am sigur că dacă îi întreb pe oamenii serioși, ceea ce eu nu sunt, care este cartea lor fundamentală, o să-ți vină cu Biblia, cu mai știu eu ce, a. în crimă și pedeapsă. cu lucruri de -astea, grele nu de tot. <laughs> <laughs> <No, bă? laughs> Dintr-o familie, da. No, adică no, a avut no. rude în arborele lui no. genealogic sau ginecologic, cum a spus cineva la un no. moment dat, <laughs> au fost și negri. Um, dar pentru mine el a fost autorul copilăriei, adolescenței, tinereții. Și cărțile lui, cei Muschetare în primul rând, au fost cărți fondatoare și formatoare pentru mine. Dar, sigur că am citit și Don Chihote, ok, bun, sigur că am citit și Război și Pace. Dar dacă mă pui să... Uh, dau un titlu de carte care mie mi s-a părut că m-a îmbrăcat de sus până jos cartea e cei trei muschetari Sigur, îmi pare infantil, ce spun. Nu că și eu, dar mă plăcere când eram. Uh... Erau toate acolo, da. toate marile noțiuni ale lumii. sigur povestite uh... că nu aveam un raft și erau unele aurite. Ei, sigur. Și vicontele de brajelon. Patru volume, sau... da. Era da, așa da. De... știam da. toate personajele când m-am apucat să l citesc, am stat toată vara să mm -hmm. citesc cărțile alea. Și am dat mi o dacie, o parcase în grădină și mă puneam în ea, închideam ușa, și soarele încălzea atmosfera, făcea un fel mm -hmm. de, uh, Efect de, staună, de da. da Și uh, stăteam acolo până când îmi lăcrimau ochii, ieșeam, plăca la răcoare și uh, speram Te să aprovizionai cu pitul. aer? Da, da. da. Și uh -huh. iar mă băgam. E una dintre da. cele mai plăcute amintiri. Da, da, da. Și aveam, eu aveam un fotoliu uh, în care citeam. Un fotoliu în care mă puteam uh, încovriga. Da. Uh, îmi luam de jos de la alimentarea niște praline extrem de toxice, la care mi se păreau dumnezeiești, um, cu o cremă de asta de cacao. Ele erau si de fi, așa? le bine, luam o pungă de aia care se însuroșea în timp ce eu citeam și terminam și punga și cartea. Și Tot mi se părea o experiență cosmică. nu știu, citeam Tom Jones al lui Fielding sau altceva, Edgar Rice Burroughs, că din, și din el am ieșit greu și din Zevaco, am ieșit greu, de ce? Eu eram fascinat de romanele de aventuri și după aia mă întorceam la Dumas. și tata îmi spunea, că au mai apărut niște scritori de la Dumas în uh -huh. mai ales tu care vrei să faci filologie, poate trebui să te la un moment dat și nu, m-am smulț de greu. Așa că am vrut să fiu traducător, repet, ca adecvare profesională, fără să am ambiții uriașe, iar gândul de a fi scriitor mi-a dat în cap. Am și încercat ceva care nu se face. Am încercat să țin un jurnal de armată la un an și ceva după ce m-am -am întors din armată. Aha. Asta trădează anumite complicații Uf, de da, da. sănătate psihică. Uh, și l-am lăsat după 40 de pagini, dar am vrut să văd dacă pot să scriu niște fraze care să nu sune foarte prost. Uh -huh. Și... Uh, cartea pe care am scris-o prima dată în viața mea și este un rebut, uh, am început-o când eram profesor la Făget în 88, am început-o. E o carte crăcănată, o carte în a 28 de ani. Da, uh, scrisă, la 28 am început să o scriu, a apărut când eu am făcut 40 de ani. Uh -huh. uh, deci, eu am scris jumate din cartea aceea subcomunism și jumate în libertate. E foarte complicat să o coști, deși da. nu avea nimic cenzurabil ceea ce scrisese eu subcomunism. Dar ce simțea un pic alt aer, uh -huh. plus că era o carte prin care eu am vrut să epatez. patez. Ai stat să vă arăt eu. Cine s-a născut. Orice scriitor are Nu știu dacă asta, toți fac lucrul ăsta, pentru că sunt, eu am citit cărți de debut absolut minunate și fără în care nu ghiceai dorința de epata. Că erau cărți scrise fie meșteșugite foarte bine, fie scrise în orizontul unei idei bune și speculate atent. Or nu, eu am vrut să mă bat cu pumnii pe să spun, uite, a venit adevăratul vostru romancier, pregătiți-vă să-l primiți, ceva de genul ăsta, nu chiar așa, dar pe acolo, pe undeva. Și în condițiile astea, firește că a fost un flop și astăzi am văzut pe Facebook cineva care îmi spunea pe post de compliment și așa l-am și luat care toate cărțile mele, inclusiv prima. Uh -huh. Și e situația se complică. <laughs> eu speram să nu mai fie nimeni care să aibă cartea aia. Da. Abia o am eu acolo în raft și mă ea chioruș din când în când, pentru că știu că a fost un eșec. Mi-am dat seama de cum am văzut-o apărută, dar am vrut atât de mult să apară și am așteptat atât de mult ca ea să apară și am fost păcălit de editor de atâtea ori. Și care era imaginea? Eu am citit într-o carte, cred că de Ioana Părbulescu, că în anii 90 nu s-a citit nimica când vine vorba de scriitori români, mm. uh, fuseseră nu știu câte titluri interzise în comunism, da. care s-au tradus atunci și toată lumea le citea cu nesați, da, Era recuperarea. Dar, mm -hmm. nimeni nu era interesat de un alt scriitor român. Uh, se citea foarte puțin și la fel și, la, și în, în muzică, se asculta foarte puțin în muzică românească, pentru că fuseseră toate formațiile astea interzise mm -hmm. în comunism sau... Și care acum puteau fi ascultate liber. Da. Și o... În gaura asta neagră, dacă așa a fost într-adevăr, și dacă mi-aduc eu aminte, cine visează să. Adică, presupun că nu visai să ai un succes financiar sau. Nu. Care era. Ce, ce cre Ce îți doreai de la romanul ăsta? No, îmi doream să. Scriu povești și lumii să-i placă poveștile pe care le scriu, pentru că de povești îmi place să povestesc, după cum consta și tu, că am un verbiaj devastator, da, toate da. câte îmi pun mintea, uh, și îmi place să și scriu povești, îmi place să imaginez lucruri, să imaginez lumii. Uh, cred că asta a fost, plus că o specializare de tip filologic te îndreaptă spre așa ceva. Nu fatalmente, dar te îndreaptă în destule cazuri. Acum, s-ar putea ca experiențele Ioanei și experiențele mele să difere, deși noi suntem de vârstă. Eu țin minte că în comunism am ascultat muzică, așa zis, interzisă. Chiar în România, deci am fost la niște concerte la Casa de Cultură Petru Fișandor, de lângă Cismigiu, unde a venit Iris? Unde a venit, nu mai știu ce au venit o două trupe și au cântat și de ale lor, de astea un pic subversive, atât cât se putea în comunism, și Free, și Zeppelin, și Deep Purple, și tot felul. Și li se cerea din public ce să cânte. Deci de am aia. asistat la așa de ceva a. în anii 70, sfârșit, sfârșitul anilor 70, cam atunci. Uh... Nu, nu tot pe vremea aia îl omorau pe omul ăla de la Radio Europa Liberă, săracul? pe cine? Pe Vlad Georgescu sau pe cine? Da, chiar da. Că... au fost multe da. morți ciudate da. atunci. Ei, care ah, și la Cornel Chirian. Cornel Chiria. Cornel da, 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 da. Atunci, atunci, da. S-a da. bănuit că e o răzbunare, s-a bănuit că e mâna securității, s-au făcut tot felul de scenarii, dar Cornel Chiriac a fost una dintre ștampilele tinereții da. noastre. Este da. foarte sinistră pentru este. mine eu nu am, eu sunt născut în 86, eu nu am amintiri din comunism, să știi că e un DJ, undeva punea Led Zeppelin, da. ce, ce n-ai e așa de da. interzis în, în Led Germania. Zeppelin, mă rog. și, da, în, în Germania, și nici măcar în drumul sării, să spui, da. ne a venit în a lunga partidului. Da, au da. fost multe scenarii, eu am revăzut câteva dintre ele citind o carte a lui Liviu Tofan, da? păi, despre, despre am, mi a uh... ținut în viață. Acolo da. am găsit și eu. Așa. Prin urmare, erau permise niște supape da. atunci. Asta cred eu, n-am dovezi, dar cred că partidul mai avea momente de așa zise libertate, de libertate permisă. Da. Uh, mai scăpa câte o piesă, mai scăpa câte o carte. Eu am dat întotdeauna exemplu romanului Silviu Angelescu, Calpuzani, care era o poveste în limbaj de cronică a domniei lui Nicolae Mavrogeni. Era o domnie a unuia dintre Mavrocordați, domnie Fanariot. Bun, citeai cartea aia relativ complicată din cauza limbajului și spuneai care-i noima, de fapt. Pe cine interesează Nicolae Mavrocordați? Și să dai seama după aia, citind mai atent și printre rânduri, că e Nenicu. Era Ceaușescu, de fapt, cu toate maniile lui, cu toate obsesiile lui, cu toate deciziile lui stranii și nedrepte. Și ai o carte care cred că a fost lăsată să treacă. Adică nu-mi închipui că toți cenzorii erau atât de idioți încât să nu-și dea seama ce era acolo. Cred că a fost lăsată, a fost trecurată un pic așa. Hai să-i dăm românului impresia că totuși, uite, se poate scrie liber și aici. Mm. Uh, nu știu cum arăta varianta inițială, e posibil ca în varianta inițială să se fi operat schimbări mari. Dar uh, la muzică țin minte că mai erau momente de astea de emancipare, ce puțin în București, dar erau și la Timișoara, erau și la Cluj, sunt convins, și în alte orașe. Uh, apăruse deja Divertisu, care avea un filon subversiv pronunțat, Uh, și în plus, cei care stăteau mai aproape de granițe aveau rezervorul de dincolo de graniță. Iugoslavia în cazul meu, că eram în banat, Ungaria în cazul altora, Bulgaria în cazul celor de pe aici din București și din Sud, pentru că și televiziunea bulgară era excelentă prin comparație cu ce aveam noi la televizor. Uh, și din punctul ăsta de vedere te individiezi că ești născut în 86, pentru că n-ai prins nimic din zgura aceea oribilă și din corsetul și ideologic și de cultură care opera. Altora, da, altora da, altora. da, da, da. E bine că s la altora, cred. Da. Da. Cam așa arăta lumea. Am, întotdeauna din toate poveștile auzite de mine am senzația așa că era un fel de închisoare în care trăia toată lumea. Da, depinde cu cine te compari? Dacă te da. compari cu Albania lui Enver Hoxha, da, o duceai mai bine. Da. <laughs> duceai bine. Dacă da. te comparai cu Ungaria lui Kadar, o duceai mai rău. Da. Sau cu Iugoslavia lui Tito. Da. Unde totul era să nu ai pretenții de libertatea presei sau de pluripartidism. Astea nu erau. Dar în rest, voiai filme porno? Ne, să te la televizor. Să te filme porno? Sâmbătă noaptea, la la Iugoslavia, da. Exista și cred că cei din Banat mă vor confirma, exista așa numitul 3 canal, canalul 3, programul 3, unde sâmbătă noaptea, de la miezul nopții până dimineața la 5, cred, se dădea așa ceva pentru cine voia. Se, dădeau, uh, se dădea maratonul de film, uh -huh. care era un fel de precursor al HBO-ului. Eu am prins, când învățam pentru definitivat, în 87, acest prim episod, experimental, de vineri seara de la 10 până duminică la 10 sau la miezul nopții în care s-au dat numai filme, despărțite de reclame. Toate tipurile, și desene animate, și comedii, și Ultimul Tangol la Paris, și tot ce voia să știți despre sex și v-a fost frică să întrebați, cea lui Woody Allen. Ultimul și... Tangol la Paris e cu, cu Untu. Cu Marlon Brando, când. Da, și cu Maria Schneider. Da și cu o bucată de unt pe post de lubrifiant. E foarte ciudat filmul ăla, da. nu mi-a plăcut da. deloc, e așa... Bine, lumea s-a uitat în primul rând pentru scandalosul din da. film, da? O și erau și... Pe fata aia da, la și erau comentarii, uh, ca să vezi unde te duce comunismul, da. erau comentarii de tipul uh, noi n-avem unde pun pe pâine... <fie> Serios? Nu cred. Ba cum să nu? <laughs> Aici ce facă ea cu unt? Era. A, <laughs> da, o, da, da. Doamne sereste. Păi da. Am văzut, am citit o, o carte, nu mai știu de la ce editură, e o carte despre Corea de Nord mm. și acolo sunt mărturii ale unor oameni care au fugit din Corea de Nord. Da. Și o fată uh, spune că se uita la filmul Titanic <laughs> și uh, nu-i vedea să creadă uh, că America e o țară uh, care e așa de liberă că ar prezenta un dezastru la televizor, ca și cum nu e vina nimănui și da, da, da. acest vas. Și nu e împușcat nimeni după și aia. -a nimeni, da. Da. Și nu i nimeni, și nici măcar nu mi-a dat da. în cap când mă uitam la Titanic da. da, că, da, oh, da, leu da. ce rușine da. pentru statul. Păi, nici măcar da. nu e pentru statul american. Nu, E înțeles. pentru Anglia, dar mă rog. Sigur, sigur. Da. Uh, Păi da, asta îți spune ceea ce tu știai deja, felul în care operează spălarea pe creier, da, mancurtizarea, da. pentru că acolo ai o populație redusă la reflexe digestive, da. și care este silită să creadă toate bălările de propagandă care îi se îndrugă de la postul oficial și singurul. Că mi-e că nu există televiziuni private în Corea de Nord. Prin urmare, da, ei sunt obișnuiți, dresați să citească realitatea în felul ăsta, așa cum li se spune. Da. Dacă li se spune că Elveția este o dictatură, ei vor crede că Elveția este o dictatură. Dacă li se va spune că în Danemarca n-ai dreptul nici să ieși din casă și că totul este supravegheat de poliție și că, de fapt, Corea de Nord este o oază de libertate pe lângă infernul scandinav, ei vor crede lucrul ăsta. Păi nici n-au cum să verifice. Dar nu, să, nu știu, cred toți? În comunism credea lumea cu adevărat propaganda? Nu, în comunism nu, dar nu era propaganda uh, care este acum. Care este de decenii în Corea de Nord. Deci, la noi zidurile erau subțiri. Uh -huh. Și exista posibilitatea posturilor de radio străine. Exista câte un parimaci sau altă revistă adusă de cineva prin curier diplomatic sau altfel. Acolo nu există așa ceva. Uh -huh. Deci, acolo gândește că acolo, dacă nu plângi corespunzător la înmormântarea unui demnitar, te împușcă și pe tine. Am văzut chestia da, da, la da, la da, la da la adică, nu, acolo de e altceva. Deci, Corea e altceva. Da. Uh, noi eram de-a dreptul decoltați în comunism, pe lângă Corea. Eram o țară absolut europeană, emancipată, cu toate drepturile și libertățile. Sigur că nu le aveam. Da. Și sigur că totul era o minciună. Și ce -ți se spunea că zbori spre noi, culm de progres și prosperitate, și tu nu aveai curent electric. Cu, Aștia, cu, cu orele pe zi. A, spun tot timpul acolo că. A, Liderul suprem Kim Jong-un a făcut următorul lucru și tot timpul e ceva uimitor. Da. A dat de 16 ori la rând coșul de trei la basket, A inventat <laughs> burgerul și mă <laughs> întrebam de ce. Și a fost un articol în The Atlantic de curând okay. care explica asta. Mi se pare foarte interesant. Că dacă cineva este dictatorul suprem și vrea să vadă, să testeze fidelitatea uh -huh. sau... Dacă trebuie întotdeauna să crești uh, uh, miza asta și să vezi ne. dacă su, supușii tăi clipesc. Uh -huh. Pentru ne. că dacă cineva nu are cu adevărat frică de tine... Tu îi spui, eu am inventat burgerul, el zâmbește puțin, păl de decapitezi, da, decapitezi. Da, 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 e ceva neregulă. Da, da. A rezistat a... la dresură. Da, acolo e problema. Și după da. aia, data viitoare trebuie să spui ceva și mai aberant. Da, da, spui, da. De obicei, eu... minciunile care da. ajung să fie crezute da. sunt minciunile gogonate. Nu minciunile alea simple, banale. Palea, nu prea le crezi. Da. Da. Că sunt din registrul obișnuitului. Da, palea. Marii. luxuriante, ar arborescente. Cineva... Da, 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 bă, trebuie să fie adevărat că prea gogonată. Și ea, de fapt, e o uh, Da, uh, cam așa cu, cu Coreea de Nord. Acum eu țin minte că m-a dus tata. Tata a făcut tot felul de lucruri utile cu mine. M-a dus, când eram eu mic, în fața, amba, dar știam să citesc, da. uh, în fața ambasadei Coreei de Nord Liderul suprem atunci era nu știu, bunicul sau cine, era Kim il în București, nu? E sigur, dar cred că o avem asta. și acum. Am cred că avem de și de Da, cred că da. Păi ce, am rupt relațiile? Unde, unde e? Nu mai știu. Oh. Dar e într-o zonă bună oricum, că nu e Mozana. Oh. Ozana.. <laughs> <stai un> <laughs> da. Și acolo era o imagine, au multe imagini cu Kim il Da, da. El Mulțum era la putere, aia, da. da. Uh, printre care una cu un moviloi, așa, da pe care ninsese, era o imagine de iarnă. Și de desubt, legenda era, acesta este derdelușul pe care tovarășul Kim s-a dat cu Sania în copilărie, cultivându-și curajul revoluționar. Ce frumos! Da, da, da. Ce frumos! Da. Bine, da. când erai, acum pare foarte amuzant, dar atunci... Nu știu. Ei, atunci, pentru mine era amuzant că aveam 9 ani, sau nu știu, 8 ani, și da, da. explicând mi tata niște lucruri, m-a făcut să râd. Da. După care, ei s-a părut că nu-i suficientă lecția și a venit la un moment dat cu cărticica roșie a lui Mau. Oh, wow. da. Da, 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 da. Unde erau tot felul de sfaturi, imbecile nu pot să le zic altfel, din categoria dă înapoi ce ai furat. Și întrebam, păi da, de ce? Adică, de ce furi dacă tot dai înapoi? Da. Tu furi ceva ca să fie al tău, nu ca să-l restitui. Uh, și mai erau sfaturi duioase din categoria nu torturați prizonierii de război. Uh -huh. Lucru Stalking. Da. Da, adică da. asta venite din partea unui asiatic feroce da. uh, care a făcut prăpădul de pe lume. Cu marile salt înainte, cu Revoluția no. Culturală, cu toate ororile da, de atunci. Dar da, da. tu să scrii așa ceva, și lumea să te creadă, lumea, da. China să te Cam creadă. 40 de, de milioane de oameni atunci. Mulți, mulți, da. enorm. Da. Ea da. l-a bătut pe Stalin, și Stalin era greu de bătut. Da. da. Hai, nu te joci cu Stalin. Da. Oricum, și după ce ai devenit traducător, ai devenit și scriitor. Eu da. am ajuns la cărțile tale într un mod mult mai palambicat, Chiar dacă mm. tot timpul era în librărie, pe mine m-a oprit ceva. Uh -huh. Tot ascultam la Rock FM și la Digi, uh -huh. uh, pastila de limbă și emisiunea despre și mă gândeam, așa am cumpărat o carte cu citate caioase. Nu de la de politicien, da. Și uh, nu știu, ceva mă oprea. Am zis că nu vreau să citesc romanele, nu știu de uh -huh. ce. N da, cred că se întâmplă, poate și alții se chestia asta. De obicei se întâmplă așa. Și soția mea s-a dus să lucreze în Malta, m-am okay. dus în Valeta, am văzut un caravaggio, mm -hmm. am fost surprins și de poveste. Spunea că a venit acolo după ce a făcut o crimă și n-a spus nimic altceva, mm -hmm. ghidul ne-a spus... După ce a făcut o crimă oribilă, uh -huh. a ajuns în Malta, l-au făcut cavaler da. în imediat, a pictat uh -huh. în două luni chestia asta și a plecat după ce l-a bătut pe unul da, la, da, da, da. și mi s-a părut așa de exotic doar frântura asta de poveste mi s-a părut mm -hmm. așa de exotic și de ce a făcut cum l-au făcut imediat și m-am întors și am căutat despre Caravaggio mm -hmm. și colegul meu de la TVR, șeful meu a, Marian se. Voicu um, da. mi-a okay. zis, să știi că și Radu Paraschivescu e foarte preocupat de Caravaggio, uite a scris o carte am căutat-o <laughs> și se numește Fluturile Negru, mi-a făcut e mare plăcere să o citesc. <laughs> Ai, mă bucur! Și am uh, descoperit așa uh, ce scrii tu. Și sunt mm -hmm. multe despre Italia. De, da. unde, de unde vine chestia asta cu Italia? Din, Când uh, vine... De la primul drum acolo. Uh, Când? Și înainte de primul, primul drum în Italia a fost în 2008. Uh, în înainte... 2008? Că Flutările da. Negru a apărut în 2009. Nu, a apărut în 2010. 2010 da. Culmea se comemorau... 400 de ani de la moartea lui Caravaggio a fost o pură coincidență, nu altceva și s-a reeditat acum un an jumate, cam așa. Uh -huh. um, da, și uh, înainte de prima mea călătorie în Italia uh, am fost invitat la o masă unde eu eram un nimeni înconjurat de tot felul de oameni cunoscuți iar unul dintre cei cunoscuți era Mircea Lucescu care avusesem un dialog foarte scurt și foarte profitabil pentru mine, și dacă avem timp ce le explic. Uh, și eu l-am întrebat atunci, ne-am salutat și eu l-am întrebat dacă o fi să pot să plec vreodată din țară, că atunci nu aveam bani, nu mă puteam gândi. Unde să merg? Nu în 2008, asta a fost înainte, în 2009, nu, în 2001, cam așa a fost întâlnirea mea cu Lucescu 2001. El m-a ajutat să-mi public prima carte. Uh, da. Um, zic, dacă ar fi să ies o singură dată, vine un ghicitor și îmi spune tu o să ieși din țară o singură dată, în timpul vieții. Unde să mă duc? Și el mi-a zis Italia. Da. Și am zis unde? Zic, oriunde. Da, e, e senzațional. Păi zic, și ce fac? Nu faci nimic, te duci acolo. Și să nu ți ghid, să nu ți hartă, să te, te, duci unde, unde, te duce viața. Da. Oriunde te duci, găsești ceva senzațional. Indiferent că e oraș, că e sat, că e comună, că e mare, că e mic, că e în Toscana, că e în Umbria, că fost e în... N-am în ajuns încă, e pe listă. E frumos. Aia știu. A Ai și e o carte, vreau, uh, vacanța mea de vara asta, fac o paranteză. Așa, o de tot. spune. Helena Etli, Tărâmul Lămâilor. Uh -huh. Este o carte despre lămâile din Italia. Așa. Acolo au apărut lămâile, uh, uh -huh. există trei citrice și familia de medicii a combinat astea mm -hmm. trei citice. Eu o carte so a la Baroc, cumva? Da, da. Ah, okay. uh, și a f scos lămâia, mm -hmm. uh, care e făcută de noi. Uh, și autoarea a inclus o hartă cu grădinile de lămâi... Da, da, da. Și eu vreau să o iau pe soția mea și să și să vezi din gră... grădină, cu grădină. Da, și se fac da. și limonade. Deci Știu. poți să treci, bei o limonadă, treci la următoarea grădină. Da, da, da. Um, și probabil că ai un cordon de grădini unde da, pe costiera amalfitana da, da, acolo unde niște da. de alea da, cât da. da. Și când am fost în petere, am o sticlă aici, la nostra la o să... O să A, okay. <laughs> tot cu limonadă și... Mm -hmm. um, da. Îmi place și mie da. foarte mult Italia. Da, de da, da. Dar la, la mine, a... cum să spun, e un balans de preferințe. Când ajung în Italia, spun că nu există ceva mai frumos decât Italia. Când ajung în Franța, spun, bă, parcă, parcă asta ar fi, totuși. Da? Bine, e idiot să faci clasamente. Nu, nu prea. da. nu e. A, că ajung să o cunosc, să o pipă, să intri în măruntaiele ei, are, are o mulțime de lucruri. De adevărat, Italia e mai spectaculoasă, are mai bine dotată de Dumnezeu cu tot ce trebuie, e înconjurată de mări, are limba aia frumoasă, are peisajele care sunt dărâmătoare, are lumina, pe care apropo o are și Portugalia, să că am văzut o lumină în Portugalia care m-a lăsat fără grai. Um, dar, da, Italia e decorul de film. E înghețată, nu știu că nu a <laughs> da, știu. Păi tu n-ai diabet, <laughs> convine. Da. <laughs> da, știu că am mâncat și eu. A, da. e, e da. Și pastele, și pizza, totul e mâncare foarte. Da, e frumos și, și e interesant, o spun acum după ce am uh, mușcat momeala, e interesant să nu faci liste de achiziții culturale, să nu spui, da. astăzi văd 15 muzee uh, pentru că o e razna la un moment dat, adică deci sunt atât de multe de văzut. Da încât n-are rost să le înghesui. Mai da. bine spui, văd acum tacticos și tihnit ce pot, mă plim pe străzi până nebunesc, da. pentru că pe fiecare stradă din Roma, din Florența, de oriunde găsești lucruri splendide și mai vin data viitoare. Altfel, să nu mai știi ce ai văzut. Da, și, și eu am trecut prin turismul ăsta cu taică care își făcea un credit la CEC, Hmm. și uh, se plimba și trebuia să bifeze cât mai mult ăsta ah, și... e turismul de achiziție culturală, așa da. se cheamă da. care la un moment dat un sufocă. sufocă plecam hmm. cu cortul prin da. anii 90 okay. și uh, făcea, punea, avea un damas punea mâncare la plic uh, că nu aveam bani să mâncăm la restaurant că era foarte scump da. uh, și uh, mâncam supă la plic prin campinguri și stăteam câte o lună, jumate, două uh. Ah, ce frumos, minunat nu... da oh. Și uh, m-a dus, de exemplu, în Florența uh, și nu m-a dus să văd statuia lui David, a zis că trebuie aici, trebuie să te duci tu cu fitru. Și făcea uh -huh. niște pilde de-astea în, uh, da, da, da. în realitate. Se gândea el cum să le clădească ca să trag eu o concluzie. Și concluzia care... era că trebuie să ai un copil ca să mai ajungi la da, Florența. Da, 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 concluzia. Da, vezi că acolo cu, cu statuia lui David uh, sunt două păcăleli pentru turiști. Uh, e... Sunt doi de David care da. sunt copii. E una în piața de la Signoria, care nu, de adevărat. Înăuntru nu e de uh, adevăratul. Înăuntru nu e David. Nu? nu. David este în piața de la Signoria, în fața da. Signoriei. E o statuie foarte frumoasă de imitație. Uh, sus, la piața de Michelangelo, mai e un David înverzit, dintr-un material, dintr-o piatră de-asta, cred că de o culoare mai specială, și la e fake. Iar David, adevăratul, este în galeria de la Academia. E într-o casetă de sticlă ca să nu se mai suie sud pe el, să nu mai pună brățări și fulare și mai știu eu ce, steaguri. Uh -huh. uh, dar ăla e, cel autentic. Da, 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 da. da. Uh, sunt mulți care văd piața de la Signoria, care este una din piețele cele mai frumoase din lume, văd multe statui acolo, cred că toate sunt uh, adevărate, originale. Nu sunt toate originale, majoritatea nu sunt. Iar David ăla este doar pentru turiști. Adevăratul David e în, în, muzeu. Mi se pare și cinstit. da. Mă, că, na. da. Florența este, este, un loc. Și cum adică pentru un scriitor român să, să găsească o poveste despre care Caravaggio și să o publice e destul de exotic, nu? E, da. Cum de ce? De ce? Pentru că am intrat în San Luigi de Francesi, care este o biserică din centrul Romei, lângă Panteon, la 200 de metri, și acolo am, am văzut lume, într-un loc, biserica goală și într-un singur loc, într-un colț, în stânga, în fund, multă lume. Am acolo să petrece ceva. Și m-am dus și eu și era tripticul Sfântului Matei, al lui Caravaggio. Și am rămas pe loc, adică a fost o, un șoc fizic. Mi-e îmi -mi displace cuvântul șoc, dar atunci așa ceva, un fior care m-a pietrit. Și deci am rămas acolo și am stat și m-am uitat, minute în șir, nu știu, un sfert de oră. S-au schimbat privitorii între timp, s-a mai stins lumina, s-a mai aprins, s-a mai pus cineva un jumătate de euro sau un euro. Uh, și atunci mi-am spus, eu de aici o să scriu o carte. Pur și simplu. Și am continuat să vânez tablourile lui Caravaggio prin Roma și sunt multe. Sunt și la Vatican, sunt la Galeria Borgheze, destule, sunt în biserici, în Santa Maria del Popolo și în altele. După am mai văzut, da, asta deja după ce scrisesem carte, am văzut două Caravaggio în Ortigia, în Siracuza. N-am ajuns în Malta, n-am ajuns, adică am ajuns la Palermo, dar tardiv cartea apăruse. Și am citit o monografie a lui Andrew Graham Dixon, care părea acoperitoare. Uh, filmele n-am vrut să le văd, nu le-am văzut. Nu ca să nu mă las contaminat, nu, pur și simplu. nu, Eu sunt un prost privitor de film. Și m-am apucat și am scris. Și uh, e Caravaggio al meu. Deci n-am pretenția ca, că acela este adevăratul Caravaggio, nu. Este așa cum l-am citit eu, așa cum l-am discutat eu așa cum l-am perceput în dimensiunea lui Lăuntrică pentru că are și așa ceva, cred eu dincolo de caracterul lui tabloid Am citit că picta fără, fără greșeli fără să șteargă Da, e posibil Eu n-am -am citit asta, dar nu nu te contrazic A avut un tip special În primul rând că era un om plecat dintr-un fund de Lombardie din Caravaggio ca așa se chema orășelul yeah. Uh, pe el chemându-l Michelangelo Merizi, uh, venit la Roma să-și facă un nume. El era un nimeni. Roma era una dintre marile școli ale picturii, ale artei în general, alături de școala din Pisa, școala din Bolonia, școala din Florența, erau tot felul de lupte între aceste școli. Ori în jungla aceea și în concursurile de pile care aveau loc și atunci, să nu credem că atunci totul era curat și la vedere. Oh. Um, el a reușit să răzbească făcând muncă de jos foarte mult, preluând comenzi da. și ne câștigă mare lucru, dar căutându-și și, și găsindu-și până la urmă protectori. Doi protectori și foarte puternici. avea și putermici. o gașcă de oameni așa. Avea și o gașcă și avea filetocul. și... Da, da, da. Uh, la un moment dat ajunsese la nivelul de îngânfare în care avea un paj da. care îi ținea mantia ca la nuntă și sabia, avea sabie, mm. uh, puțea în era de bisexual. Scuba, hai, de greu. Da, uh, le făcea, pătoria, uh, făcea toate excesele posibile. Deci mm. Caravaggio acum, la ora asta, ar fi asigurat programul RTV-ului sau otv ului cincinale la rând, adică puteai să dai numai imagini cu el. Era un tip scandalos în, cam în tot ce făcea, dar în același timp un artist și vizionar și de o extremă inspirație și cred eu de o profundă credință. Pentru că pe a, peste asta se cam sare. Toată lumea îl știe că era zvăpăiat, bătăuș, afemeiat, bisexual și așa mai departe. Dacă el avea o dimensiune interioară, lumea nu prea mai știe, pentru că nu s-a insistat pe această dimensiune. Or, parte din... Cartea mea, care e scrisă în doi timp, în două uh, părți, scrisorile pe care el le scrie maestrului său, Simone Peterțano, uh, vorbesc despre dimensiunea lui la uh, despre adâncimile lui, căci a avut și adâncim, nu a avut numai suprafață. El a avut multe cotloane și eu am încercat să pătrund în ele atât cât m-am priceput, fără să am pretenția că uite, eu l-am descoperit pe Caravaggio. Nu, repet, este al meu și prin extensia celor care au citit cartea și cam atât. Dar e unul dintre subiectele pe care le-am găsit riscând să devin, cum ai spus, exotic. Pentru că o altă probă de exotism a fost romanul portughez cu inima smulsă din piept, care s-a și tradus în Portugalia, cred că tocmai de asta. Și da. bă, ce cu ăla? A din București să scrie despre Portugalia din secolul al XIV-lea. De ce? Dacă ai fost cumva în vacanță în Portugalia. Da, da. Da. Oh. Da. Am fost într-o vacanță pe care mi-a asigurat-o uh, ghidul simțitului. care okay. s-a vândut atât de bine uh -huh. încât am putut. Era înainte de criză, uh -huh. cartea a apărut în 2006 uh -huh. și eu primeam, nu eu, toată editura, prima rapoartele de vânzări. În primele luni se vindeau câte 5.000 de exemplare pe lună. Era ceva de necrezut. Uh -huh. Și uh, cu drepturile de autor încasate, mi-am permis o vacanță de două săptămâni în Portugalia în 2007. Nu, a mai și rămas. Am mai și rămas. Adică n-am cumpărat cazinoul din istorie. nu aveam atât. Depinde de vânzări, că ești plătit la tiraj vândut. Presupun, da. da, că la tiraj nu, că tu poți să ai tiraj de un milion de exemplare și să vinzi trei exemplare. Nu da, ești vândut da, la da, milion, da, da. ești vândut la alea trei. Da, da. Și ai 7% din câte exemplare vinzi. Okay. Sau 8% sau 10% în funcție... 7% da. e autorul și 93% da. e altceva? Ei, e, sunt alte cheltuieli. Ah, wow, sunt, da, că, nu, 93% nu, nu ea. e autor. autorul. Așa oh, oh. Eu, nu știu. Da, deci te-aș aștepta la castelul meu din Provence dacă no. aș câștiga 50% drepturi de autor. Uh -huh. Nu. Cam așa e pe la toate editurile. Dacă ai între 1 și 5.000 de exemplare vândute, încasă 7% din tirajul vândut. Ah, și la mai multe e mai Între 5.001 și 10.000 de exemplare, 8%. Și între. ne Și între 10.001 și infinit, 10%. Deci cam asta e uh -huh. um, Bun Și în Portugalia cu ocazia asta Mi-am mai lichidat Ceva mi-am lichidat în afară de bani Frica de zbor Pentru că a fost un zbor cu escală Dus întors um, După ce eu fusesem la psiholog Ca să-mi rezolv cumva spaima asta de avioane uh. Da A fost o, o excursie profitabilă Și atunci am dat peste ceva Care iarăși mi s-a părut Un subiect bun de carte Povestea lui Inies și Pedro mai ales că Ioana Pervulescu ne invitase pe câțiva oameni să scriem fiecare câte o carte pentru colecția Cartele pe Noptier. Un roman micuț, cam de 200 de pagini, despre ce vrem noi. Și eu am vrut despre povestea lui Ineste Castro și Pedro I, care a fost citită cu trei ani în urmă când am fost invitat la Lisabona la Noaptea Literaturii Europene, am citit niște fragmente, Rui le-a tradus, le-a citit în portugheză, Corneliu Popa le-a tradus. Rui Da, cu da. care te eu s-am da, da, da. Wow! Da. da, e un om Ariton, excelent. Din, nu știu, pe, pentru mine doar pentru că, cred că din cauza că sunt un pic, nu am contact cu oamenii aceștia, îi văd da. așa ca un titlu undeva, mi se da. pare că sunt pe un soclu în capul meu și nu-mi imaginez că ei stau să De citească. obicei, da. Există sindromul ăsta al vorbitului cu statuia. Da, L-am da. avut și eu în primii ani cu Gabriel Iician, Și el m-a dezvățat. Da, și, asta, și el m-a dezvățat. Da. Deci noi ne tutuim, spunem bancuri, facem da. tot felul de lucruri, mergem la masă câteodată. Um, dar lui da, este un om, de om de foarte. Da. A, e foarte ok. Da? Ce mânime? He's a, fun to be with. Intru în Nu, nu, chiar e ok. No. E altul, nu e ce vezi la televizor. E altceva. No. Um, Iar Uyzin chiar e un tip disponibil și care a pus un pariu pe literatura mea fără să fi citit un rând, că el nu știe românește. Uh -huh. Ceva i-a spus că eu aș merita o traducere în Portugalia și împreună cu ICR-ul de la Lisabona și împreună cu editura Paj. Um, el a depus eforturi mai mari sau mai mici. A avut un fel de lobby pentru, pentru cartea asta, care a apărut anul trecut. Am mai văzut și eu Lisabona cu ocazia asta odată. E la fel de frumoasă. Mulțumesc de întrebare, e minunat. Mm. Uh, asta a fost cu romanul portughez. Pe urmă, am mai scris o carte care a fost citită de unii critici drept un roman sportiv, nu știu de ce, n-am, A, care are și o parte cu fotbal, dar nu, nu e un roman sportiv. Care se cheamă astăzi, este mâine de care te-ai te temut ieri și care nu se mai găsește, că a apărut acum 10 ani. Apropo, toate linkurile către cărțile care sunt încă în stoc sunt în descriere. Da. Asta mă tem că nu mai e ieri da. S-ar putea să o reedităm la un moment dat. S-ar putea. Uh, minte, avea un titlu exotic. Uh, da, și, mă, uh, da, de și de titlul, titlul ăsta l-am auzit și în gura lui Anthony Hopkins când le vorbea studenților care urmau să dea examenul. Da, Anthony Hopkins da. vorbește foarte frumos. Vorbește foarte frumos și le-a spus astăzi este mâinele de care te temi." mutieri. Dar replica nu e a lui, replica, dacă replica îi se poate spune, este de fapt scrijelitura unui condamnat la moarte uh, care, înainte de execuție, era ținut o zi într-o celulă separată. Wow. Și el a scrijelit chestia asta pe zid, în închisoarea wow. din Durham. Frumos. Elegant, da. solidar, așa, empatic, cum se spune astăzi, că e un cuvânt la modă. Da. Da. Deci, cei care ajungeau acolo, dădeau cu ochii de textul ăsta. Da. Um, și pornind de la el, eu am scris un roman anglo-irlandez despre un cântec personajul principal e un cântec care se cheamă Fields of Athenry și care e o baladă compusă prin anii 70 ai secolului trecut. Dar eu am inventat o poveste. Am spus că este un cântec de revoltă socială uh, compus de un prizonier irlandez al maestății sale uh, în 1850 în timp ce izbucnise foamea, foamea cartofului în Irlanda. The potato famine. Uh, Acum vreau să-l citesc Da, e, nu, e, adică e o carte în trei timpi Și în trei timpuri verbale uh, O carte care începe cu o parte scrisă autorial, La perfect simplu, la timpul clasic al narațiunii Continuă uh, cu o parte scrisă la prezent și la persoana întâi Care este un jurnal de detenție în Tasmania acest prizonier este trimis într-o colonie penitenciară și se încheie... Când are loc acțiunea? În 1850, Aha. 1870 da. și 2005. 2005. Partea Azi, a treia. E, da. da. partea a treia este un... Uh, uh, o relatare contemporană, la prezent, de data asta, a unei uh, a poveștii unui asistent de anticar, din Liverpool, care descoperă un volum, un jurnal de detenție, jurnalul din partea a doua cărți, publicat de un editor, găsește povestea, găsește cântecul și propune unui prieten, care era la fel ca el membru activ în galeria lui Liverpool, să facă din Fields of Athenry un cântec de galerie. Deci cântec de revoltă socială, cântec de ochnă, cântec de galerie, cântec de peluză. Uh, și cu cânte cu ăsta și cu Iul Never Walk Alone să se ducă la finala Ligii Campionilor din 2005 de la Istanbul, AC Milan-Liverpool. Probabil că asta, ultima impresie contând conform clișeului, uh -huh. criticul sau critici au stabilit că e despre fotbal cartea asta. Da. Nu e despre fotbal. E și cu fotbal în ultima parte, dar e o legătură pe care eu am făcut-o în mintea mea, da, nu e obligat nimeni să intre în mintea mea, o legătură a trei tipuri de foame. Foamea, foame, de, hai, biologică, în partea întâi, foamea de libertate a deținutului care nu poate scăpa și care va muri la un moment dat pentru un act de canibalism și foamea de succes din partea a treia. Deci cam asta ar fi o cheie de lectură, una dintre, una dintre ele. Și pentru asta m-am dus la Dublin și m-am dus la Athenry să văd și eu cum arată locul de unde a izbucnit povestea mea, ca să zic așa. Iar Fields of Athenry uh, se cântă peste tot în Dublin și a devenit Fields of Anfield Road. Într-adevăr, de deci el este mm -hmm. un cântec de peluză acum, se aude imediat la începutul meciului. Un pic modificat, dar ăla e Fields of Anfield Road, este de fapt Fields of Athenry. Cât de mult stai să te gândești la titluri? Mi se pare că sunt din ce în ce mai bune. Uh, în de da. Fluturile negru, un titlu ok. Neutru, da. Dar uh, inima din piept, da. să-l cumperi sau... Da, da, da. Mai ales că acolo e și un joc între sensul Astăzi propriu și mâine... sensul figurat. Da, da. Asta da. este mâinele de care te-ai temut ieri. Da. Titlul foarte bun. Da. Tu zici că e foarte bun. O cunoștință mea a spus e atât de lung că nu o să-l țină minte nimeni, nu o să știe ce să ceară. A. Păi, da. Fiecare cu dreptatea lui. Da. da Dar și el a avut soarta altor romane ale mele. Adică s-a vândut... Mh. Să zicem decent. Decent însemnând la standardele Humanitas 4.000-5.000 de exemplare. Asta e tot? Da. Ok, nu mă pricep. Dar... Da, um, acum, la alte edituri, și o spun fără aroganță și fără mândrie, la alte edituri, 5.000 de exemplare vândute înseamnă un succes mare. Uh -huh. La noi... cu Când aud cifrele astea, mi se... Și că sunt mai mulți oameni care citesc Dar sunt, sunt, oameni care citesc, dar... 2 milioane de oameni în București, nu? nu? Știu. Da. Pe mulți dintre ei îi interesează mai mult ce se întâmplă cu noi. Și de aceea volumele de tipul orice om este teamă, pentru care am fost apostrofat că nu știu gramatică, dar îi învăț pe alții. În lume nu sunt mai multe românii. Um, Și asta, ăsta, Noi suntem români, ăsta. nimeni da. perfect Care are da. un titlu foarte bun Cu da. paranteza asta Așa <laughs> e, uh, no. Astea au căutare Deci, uh, orice om este teamă Are 23.000 de exemplare vândute cred că valoare literară mai mare are Fluturile Negru decât... Evident, evident. Da, evident, da. da. că e o poveste frumoasă, îți face peste da. să o citești da. în seara. Și Gabriel liceanu e de foarte bună să pună colița aia cu tablouri, cu reproduceri, da. atâtea câte am putut prelua fără cheltuiel care sunt negroape. Dar, da, te uiți, cauți după aceea dacă vrei și afli mai multe despre tablou. Romanul de anul trecut, Acudeauri și ochii Glorianei, tot așa, are... 5 de exemplare vândute până acum. Dar nu va ajunge niciodată la vânzările astea, care tocmai am aflat în primele 2-3 săptămâni are peste 2200 de exemplare. Poate și pentru da. că e non-ficțiune, nu? Păi da, e non-ficțiune despre România. Că dacă scrie o carte de non-ficțiune despre nord-austriei, mai nu știu adică cât boia sunt ghesuia bun, da, mult. da, 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 bine, Lucian Boia are această lentilă a istoricului care demitizează și bine face. Și Constanța Vintilă Ghițulescu da. Non e, ghițulesc. e mai mult non-ficțiune. E, e mai mult non-ficțiune, dar e o diferență enormă pentru că la Constanța Vintilă Ghițulescu ai o aplecare foarte precisă asupra da, da. unor haine, asupra unor moravuri, asupra unor obiceiuri, da. dintr-un trecut destul de îndepărtat, da. pe când Lucian Boia te, îți arată cei cu tine astăzi. Da. Uh, suscitând tot felul de polemici, evident, noi am avut lansare la știu ce stand la un terât de carte cu poliția de față cu jandarmi. Da da da, de da, de da, 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 au da, apărut patrioții. Mi, mi se pare unul dintre cei mai exotici gânditori da. de la da. noi din țară. Mm. Uh, 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 ai citit uh, Omul Altfel? Nu Omul Altfel. De ce este România Altfel? Sigur. Nu, 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 nu. Omul Altfel. Uh, mm. Stai, nu știu e, e o carte mai veche de-a lui Lucian Boiac în care spune că uh, există niște un spațiu geografic mental mm -hmm. și că uh, în afara lui omul își pune speranțele și fricile în da. baza în, în corpul unor creaturi fantastice. De ah, okay. omul din partea cealaltă. No, și no, atunci no, no. spațiul, uh -huh. de exemplu, în Grecia antică. Spațiul ăsta geografic din capul tău harta din interiorul uh -huh, așa uh -huh. e mică. Te uiți în mare și nu știi ce dracu' e acolo. Da, și zici, că da, da. acolo sunt sirene și acolo sunt și sirenele astea și uh -huh. uh, cinocefalii de pe, mă rog, și toate creaturile astea, ele uh, îndeplinesc funcția să-ți uh -huh. arate da, 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 da. Uh, insule. Uh -huh. Germanii uh -huh. n-au așa ceva, uh, că n-au mare. Dar nu da, e nimic, da, că da, au pădurile da. astea necunoscute yeah, și exact. n-au întrus nimfe și toate astea. Ei, și pe măsură ce uh, oamenii descoperă și creează mai multe hărți, spațiul geografic din capul nostru unde ne simțim comozi mm. e din ce în ce mai mare. Și ce fac? Dispar sirenele? Nu. Se mută pe unul și mai îndepărtate. Ne, ne, ne. Și apoi omul face harta globului și unde se duc oameni? Pe lună și pe marte. Mm. Și acum... Am aflat mm -hmm. ce se întâmplă peste da, tot în jur, da. dar la marginea cunoștinței noastre, <laughs> sunt niște extraterestri care da. vin și ne fac rel mm -hmm. uh, Și o explica așa de frumos în cartea aia. Da, bune, explicațiile lui sunt și rezonabile, și plauzibile, și frumoase, și documentate. Da. Uh, dar va exista oricând un regim de vigilenți? Bine, cu poliția da. mi se pare destul Da, pentru de. de. da, de. că nu am mai avut episoade picante, adică a, Horia da. Patai Pevici a fost cu pe stradă în Timișoara, în Timișoara, nu în alt loc. Da? A, boia a fost amenințat, a, a fost acuzat că e vândut, ba, lui ba, mai știu eu a, cui, Lu Gates nu, că încă nu era la modă Gates, da. dar a fost acuzat că ne vinde, ne trădează, ne face rău, ne cauzează, ne dă jos statuile de pe socluri, și Păi noi suntem neam de sfinți și de absoluți și de splendori, na? da? Cum vine el acum să ne spună, dar știți că avem niște cari, Da, asta. Păi bă, cum să avem cari? Da. ce a făcut el este foarte important. E foarte bun, da. Și, uh, ori da, așa ceva se vinde, firește și da. pe bună dreptate că se vinde. Um, dar în cazul meu, după o perioadă care n-a durat mult, e adevărat, în care unii oameni au crezut că sunt doi scriitori pe care îi cheamă la fel. Unul scrie romane pe tot felul de teme și pe coclauri, altul se ocupă de România. După când au citit prezentarea de pe pagina a doua și-au dat seama că e unul și același de fapt și că el e cu un picior în trecutul italian, francez, irlandez și cu un picior în prezentul românesc. Da, dar... Vânzările mele astea sunt. Interesul mare nu este pe povestea uh, frumoasă sau mai puțin frumoasă, spectaculoasă, pe filmul de aventuri pe care îl presupune fiecare dintre romanele astea ci interesul predilect este pentru ce pățim noi, ce ni se întâmplă, cine ne face agenda, cine ne strică jocurile și de ce și cum e posibil ca după 30 de ani și ceva de libertate să avem tot interlopi, să avem tot soape la putere, să avem tot agramați, să avem tot șef de partid care nu știu să lege două vorbe, să avem tot oameni fără contur, iar cei cu contur să fie expediați în culise. Asta atrage. Dar, înțeleg aș dori să fie diferit, dar nu mă mai da, plâng. Aș o ultimă chestie. Dacă dacă sunteți curioși da. să eu nu am așa nu, o cultură așa de vastă să înțeleg de ce un tablou e bun sau nu mai bun decât altul. Pur și simplu mă impresionează pe mine. să mic. nu aștepți de la mine da. explicații. Dar dacă doriți să înțelegeți de ce câteva lucruri din cartea asta, eu mm. înțeles, de exemplu, că oamenii aceștia sunt îmbrăcați în haine de muncitor italian da. și că sunt unghiu din care a luat-o faptul că cineva stă aici cu fundul este prezentat am înțeles de ce e uh, uh, de ce e tablouul ăsta diferit de altele da, uh, e desacralizat de da. ce e diferit pentru și că modelele lui o să explicații în cartea asta și mie mi-a făcut da. mai de obicei pictura religioasă sau cu atingere religioasă da. era o pictură perfect sobră cu figuri dacă nu asexuate în orice caz ascetice sau ascetizate fără planturoșenii, fără forme și fără nimic vulgar sau periferic sau de, de joasă condiție. Da. Totul era înalt, totul respira smerenie. Or, Caravaggio vine în răspărul acestei tradiții și își ia modele din bordel, din cărciumă, de pe marginea străzii, de pe sub poduri, ba un da. cercetor, ba un spițer, ba o curvă, astea sunt modelele lui. Da, uh, și, le și le pune acolo, dar, da. e Sfântul de, Petru. De, uh, da. Altul e cel care îl crucifică. Uh, spălătorea sa e o fost e o prostituată știu, eu, care se duce, care are zi de spălarea păcatelor la da. Traspontina sau mai știu, unde erau două biserici, unde veneau duminica prostituatele să-și mărturisească meseria, de fapt. Da. Uh, și veți găsi câteva da. personaje mm -hmm. și în carte. Și uh, um, am uitat să am întrebat uh, partea cu statuile La ah, da, da. cărții. Există un prim capitol, da. uh, care e capitolul cu ritmul cel mai scăzut de acțiune în care faci așa un fel de, nu turghidat, dar faci o plimbare prin Roma statuilor vorbitoare. De deci ce se spune așa? Nu din cauza apei care le intră pe aici, le iese pe dincolo și provoacă sunete, ci pentru că pe unele statui, pe pereți, anumite statui, erau lipite hârtii, prinse cu ceva. Hârtii care erau denunțuri, de fapt, denunțuri vesele, ironice și de obicei inversuri decoltate, piperate. Ele se numeau paschinade și una dintre fântâni este chiar fontana del Paschino, mi se pare, Marforio și atâtea altele. Și uh, ele, bilețelele astea, se puneau în faptul zilei acolo ca să fie caziarul, la prima oră, să fie la dispoziția publicului. Și curioșii treceau pe acolo, de fapt, unii știau că urmează să apară și să îmbulzeau încă de la primele ore, și citeau și hăhăiau și aflau că nu știu ce prelat făcea blestemății, că negustorul nu știu care înșală la cântar, că farmacist Spitzeru îți vinde ceva care echipele ar trebui să te vinde ce date o moară, tot felul de lucruri care erau adevărate cele mai multe. Unele erau înflorite, firește. Din... În secolul XVI pe lumea știa să citească suficient. Păi a apărut se... tiparul. A da, apărut paru de mult, deci Gutenberg își făcuse rostul în lume, dar sigur nu știau toți. Cum? Mă gândeam că ar fi procent de 10%, dar poate că era hey. mult mai mult. <laughs> da, um, erau, erau care știau să citească, erau uh, unii care nu erau de meserie slujnică sau servitor sau mai știu eu ce, dar viața i-a dusese în situația în care trebuia să facă așa ceva ca să se întrețină. Ori ei știau deja să citească unii și să scrie, lucruri elementare. Um, pe urmă erau alții care furau pur și simplu biletele și îl duceau la stăpân. Că stăpânul știa să citească. Aha. Și după aia l-aduceau ca să, opinia publică, să, să nu fie privată de așa da. ceva. Da, da, da. Se duceau, îl duceau acolo, stăpânul citea, spunea ce avea de spus și venea Copilul și ducea înapoi biletul. Da, sigur că e o bună doză de neverosimil în povestea asta, dar cărțile mele în general au o doză de neverosimil, romanele. Da. Celelalte sunt strict <laughs> autentice, din păcate. Da. Acolo, în, cu inima smulse din piept, documentele istorice spun că, într-adevăr, Pedro cel just, crud, idiot după alții, chiar a practicat sentință capitală prin smulgerea inimii, după model astec, mi se pare. Având o gheară de fier pe care își o trage pe mână și îi pedepsește pe cei care i-au omorât iubita, îi pedepsește în felul ăsta, pe doi dintre cei trei, pentru că unul scapă. Interesant, uh. am mai citit o carte cu regina, Inima Reginei Maria și era Că tot uh -huh. regii aveau un ritual să scoată aici, să în altă parte. Da, da Tatiana Niculescu, a citit, nu? Da, 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 da. Care tocmai a aflat că e antisemită. Ea scrie, Tatiana Niculescu i-a scris o carte splendidă despre Mihail Sebastian. Păi am vorbit și noi despre ea, cu, cu da. Tatiana Niculescu. A, așa, cu da. Strămân. Și noi da. au avut la podcast săptămâna trecută. Da, da. <laughs> da. 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 E și un om încântător și un om de o extremă bună credință da. și de calitate. Dar s-a găsit cineva care este un antisemit obsedat. Da. L-am avut și eu pe lista de prieteni și am făcut vânt cu prima ocazie și care în orice vede un atac împotriva da. evreilor, în absolut orice. Da. Um, ori noi n-am spus în podcastul am spus bancuri cu ițic, nu asta era problema, da. dar am pus în lumină cartea care este într o reușită, este o, o minunăție de carte. Da, așa cu neplauzibilul din, din cărțile mele și în astăzi este mâinele. E greu de crezut că un cântec poate avea o asemenea poveste. Dar cine și de dorința mea și de planul meu să fac din cântec protagonistul unei unei no, cărți, la fel cum. De îndrează, și de... Da, la fel, dar e foaia de drum a cărții. La fel cum romanul la care lucrez acum, din ce în ce mai puțin susținut, din păcate, are în centru, ca personaj principal, un pod. Pri un pod, asta e. Un pod, ce pod. Un pod din Franța, din Franța, dar nu din Veneția. Nu. Oh. E prea multă lume. Oh. Da, un oh. pod din Franța, din sud-vest, de undeva care are multe legende care roiesc în jurul lui și în jurul căruia, în jurul acestui pot pot să țin o poveste. Că ea are un 10-15% de neverosimil ok, îi se spune ficțiune, da? Da. Pe acum, mare... mi -aș, eu, acum ce mi-aș dori cel mai mult este să mergem în vacanță în Cambodgia să văd ce scrie despre <laughs> despre Angkor Wat și da, uh -huh. Uh -huh te aș dezamăgi, Horia, pentru că eu sunt o ființă prin excelență europeană și nu am nicio ambiție turistică, nicio curiozitate de a ieși din granițele Europei, Aba nu, am una, Buenos Aires. Deci vreau să vă Buenos Aires din motive personale. T Ai fost? Nu, nu am, am fost. Am fost în Cambodgia și. A, da. Cred că e frumos, da, n-am spus că nu e, da. dar tu ești foarte tânăr. Da. Eu nu. Da, nu mai merg zborurile astea lungi la un moment Nu, nu de zboruri e vorba. Trebuie să-ți faci un fel de harta vieții. Uh -huh. Cât mai ai de trăit. În luciditate și în mobilitate. Atât, să zicem. Dacă Dumnezeu e bun și slavă Domnului e. Ce faci cu anii ăștia care ți-au rămas? Unde te duci? Da. Eu n-am văzut toată Europa. Nu, n-am văzut, văzut nici jumătate din Europa. Sau nici un sfert, depinde. Am văzut părți bune din anumite țări. Da. care îmi plac, nu deosebit, și pe care le-am revizitat. Dar am spații întregi neacoperite. Am spații în care n-am pus piciorul, din Europa. Da, dar Asia... Nu știu, nu, nu mă... pătrunde... Eu te cred că ai fost uh, impresionat. Eu am fost, nu știu, am fost uh, impresionat și am rămas așa cu o amintire vie uh, care pătrunde în viața mea din când în când, săptămânal. Mi-aduc aminte brusc de, nu știu, e, sunt maimuțe sălbatice care ies din păduri, sunt okay, uh, da. uh, călugări portocalii care se roagă la alt zeu. Știi da. că există lucrul ăsta, îl cunoști, ai auzit de budiști, dar să-i vezi față în față, să-l vezi pe grasul ăla în statuie, să vezi, mi se pare așa de, uh, nu știu, mi se da. pare așa de... Uh, e altă lume, nu, nu, nu știi nimic. Te Sigur. uiți într-o mașină, nu știi ce muzică e aia, nu știi ce miros e ăla, te uiți la magazin, da. nu știi ce sale, te uiți în restaurant, mm -hmm. n-ai aflat, te uiți pe meniu degeaba, nu știi ce da, sunt. Da, știi, da, da. Aduceți-mi numărul 13. Da, da, da. da, hmm. Și uh, totul este o experiență nouă, pur și simplu stând în, într-o mașină undeva. Hmm. Da, nici cred. nu mi s-a întâmplat chestia asta și eram... Da, nu te cred. N-am, dacă o să descoper la un moment dat că sunt nemuritor, dar s să nu se întâmple, <laughs> o să ajung și în Bogea. <laughs> da. Eu știu că sunt, am colegi, oameni din aceeași generație, dacă nu din aceeași serie cu mine, care deja au văzut Mexicul, au văzut Vietnamul, au văzut Laos, azi nu lipsește Laosul din preferințele lor. Laos, Sigur, nu știu, da. ce... habar n-am. N-am întrebat. Oameni care au fost în India de cinci ori, care s-ar întoarce oricând, în Oam India? Da, da, oameni care adoră Surinamul, foarte bine, e dreptul vostru. Da, Dar eu, pe mine pe e greu să mă scos din Europa. Eu n-am văzut zona Baltică, n-am văzut niciun centimetru din zona baltică. N-am văzut niciun centimetru din zona scandinavă. N-am pus piciorul în spațiu fostei Iugoslavii, deși am stat acolo, lângă granița lor, ani de zile. N-am apucat, i-am văzut numai la televizor. N-am văzut Croația. N-am văzut Slovenia. Am fost în Croația ei. la. Split? Da. Și apoi a scris la După Gheu un roman disco-titanic. Ah, Știu, Disco Titanic, foarte Și acum vreau mă duc din nou la Split. Da, 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 da. <laughs> este... Am citit și eu cartea, am și recomandat-o pe da. vremuri când aveam rubrica. Da. da, foarte bun. Bine, Gheu e foarte bun. scriitor da, excelent. Da, da, da. Altă carte, apropo, dacă vreți. Da, <laughs> așa. Da. Uh, prin urmare, din Polonia am văzut un pic din Varsovia și un pic din Cracovia așa atât. În fostul RSS nu m-am dus și să -ajung. Uh, atâtea zone din Europa în care n-am fost în Malta, n-am fost în Cipru n-am fost în Grecia, în Grecia am văzut Samos și... dar e un low cost eu mă duc des da, știu, vreau da. și eu să ajung dar asta spun de ce, Europa da. pentru mine are o mulțime de locuri de explorat da. uh, nici din Germania n-am văzut mare lucru, am văzut Bavaria ok, și atât prin urmare, cât să zic că mă mai pot eu bizui pe reflexele și pe mecanismele corpului meu da, corect, trebuie un calcul. 15 de ani, oare? 20, de. să fiu sfidător, să cer 20 sau 25 de ani, să dea Dumnezeu, am prieteni de 90 de ani care sunt mobili și mâncăi uh, și slabi, ceea ce e o combinație de dorit. Bun, uh, de. Da. <laughs> de. E, Nu știu dacă bat până acolo, așa de. că trebuie să fiu un pic atent cu opțiunile mele de. și opțiunile mele deocamdată sunt europene. Asta poate e rău, poate e bine, nu știu. A, ah, doamne eu nu am... Da, nu, la fiecare cu, cu dansul lui. Da. Da. Aia, asta sau... Eu am vorbit tot timpul, așa <laughs> că observant Păi, uh, aș vrea să închei cu o întrebare. Mai hai o să mă mm. gândit cum să închei eu acest podcast. Uh, și mă gândeam să întreb uh, ce fel de om poartă mustață în 2022. <laughs> sau eu alegere... Păi e, e o obișnuință, nu e o alegere. Um, e o obișnuință dictată de lene. Uh -huh. La un moment dat, când eram elev de liceu... Se purta. Nu se purta, a început să crească, pur și simplu. Și am spus, nu să fiu politicos față de colegele mele și față de profesori. Și s-a urat. Da. Bun, m-am tăiat odată. E destul de neplăcut să te tai în zona asta, ustura. Da. Nu contează. Orice sacrificiu merită făcut. Da. da. Și am încercat și a doua oară și m-am tăiat. Da. Și a treia oară când m-am tăiat am zis gata, nu mă mai ating. Deci asta e explicația. Deci nu, nu de e o modă. De nu, nu de e o modă. Pur și simplu am zis bă, lasă crească. Eh. Că intervin ironii de tipul are o mustață ca o perie de wc -ul. Ok. Cine da. e în stare de asemenea ironii uh, își merită epitetele că primește, că e o mustață ca un cuib de vrabie, am auzit asta, so what, adică nu am nicio stilistică, dar nici măcar nu e o opțiune stilistică, am spus gata, gata, mi-a mai ras odată mustața în armată, pentru că am fost obligat, da, dar în punctul ăsta, când ă, ești o persoană publică, o da. la televizor, orice mm. face faci o opțiune stilistică. Aș te crezi că asta ține de brand, mustața. Și dacă nu ține, acum ține, asta e clar. A, deci nu ai poți să acum, chiar dacă păi, aș vrea. Nu, nu știu, dar ar fi, da. adică face parte din... Uh, uite, După aia mi s-ar spune, Paraschivescu și-a aruncat peria de veceu. <laughs> Nu-i mai trebuie. <laughs> ar comenta da. cineva. Da, da, Cu da. cel plătit de A, așa, uh, da, da. A fost, nu, a fost plătit de soroș ca să-și vrea de, de mustață. Da. <laughs> Da. Uh, da, și cred că am mai o dată în armată, în mod sigur, și o dată la cererea, cererea a doua soții. Eu am soții multe, să știi. Uh, nu, bon, nu, no, am multe. Sunt, sunt am la a treia și ultima. Uh, este bucătareasă. Da, da, da. A treia? A treia nu e. A, a, treia, <laughs> da. a, treia, a treia nu okay. e bucătărea asta. Doamne. Da. Uh, și a doua, uh, mi-a propus povestea asta la un moment dat în ideea că mi-ar sta mai bine da. sau cel puțin mai puțin prost și mă, ok, am zis hai să-i fac pe plac. Și n-am văzut de-a drumul în casă, am plecat undeva fără cheie și n-am vrut să mă lase să intru, că nu m-a recunoscut, uh -huh. nu spus după cuvânt, zic că îți dau date din biografie, da. a mea sau a ta, da. um, pe urmare, nu, no, nu renunț la ea, fiindcă nu că m-am obișnuit cu ea sau filtrează impuritățile care nu ajung în supă, ci pentru că, pur și simplu, mi-e mai comod să nu-i fac nimic decât să-i fac da. ceva. Și mie mi se pare că, <laughs> dar, <laughs> nu de Este, da, bine și nu e pe oală, adică nu e o mustață de aia, de ceangău, da, nu, sau nu. Țiriac, să. nu mai știu cum, sau Ilarion Ciobanu în anumite filme. N-are nimic haiducesc. E relativ inofensivă, cred eu. Da. Na. No, e, sunt prieteni cu ea, dar nu o pun în valoare, să spun așa. Mă, pur și simplu e acolo. Păi, prea după cu, mulțumesc mult că... că Bucurie! Ok.